Dacă soția sau mama este o persoană caldă, calmă, blândă, echilibrată și conciliantă, întreaga familie va fi în armonie și cu toții, părinți și copii vor depăși cu ușurință chiar și cele mai mari lipsuri, necazuri și privațiuni, căci dragostea și bunătatea mamei este cea care îi unește și îi ocrotește. Dacă, din potrivă, soția și mama este o persoană frământată, tulburată, nereușind să se înțeleagă nici măcar pe ea și cu sine însăși, dacă nu va ști și nu va avea discernământul și calitatea de a aduce liniștea și de a sădi pacea în momentele de tensiune, bucuria și speranța în clipele de încercare, familia întreagă se va afla într-o luptă cu ea însă și cu fiecare dintre membrii ei și cu ceilalți. O astfel de familie este mult mai vulnerabilă, soții par a nu fi niciodată împliniți și din acest motiv devin frustrați, iar copiii privați de afecțiunea maternă dezvoltă numeroase temeri și rețineri, defecte și infirmități sufletești. Magistrele sunt în acest sens îndemnul și observația făcute de Sfântul Ioan. Să statornicim în casă pacea adâncă ca și femeia să poată să se întoarcă la bărbatul ei, dar și bărbatul ei să-și găsească la ea ca într-un por scăparea de grijile și tulburările din afară. La ea să afle bărbatul întreaga mângâiere, că spre ajutor a fost dată femeia pentru ca bărbatul, îndestulându-se de cu ei, să poată ține piept atacurile ce vin asupra lui. Dacă femeia este cu minte și blândă, aduce mângâiere bărbatului ei, nu numai prin traiul lor împreună, ci este de folos și în celelalte treburi, îi ușurează munca și nu lasă să simtă greutățile ce se nasc în fiecare zi în casă, fie afară de casă. Femeia ca un corăbier încercat prin înțelepciunea ei, potolește furtuna din sufletul bărbatului, iar prin priceperea ei, ușurează mult viața. Pe niște oameni așa uniți, nimic din viața aceasta nu îi poate întrista, nici nu le poate strica bucuria. Când este înțelegere între femeie și bărbat, când este între ei pace și legătura dragostei, toate le merg din plin. Nu pot cădea pradă uneltirilor, pentru că sunt întăriți de un zid mare și puternic, adică de înțelegerea lor cea după Dumnezeu. Înțelegerea aceasta îi face mai tare decât diamantul, înțelegerea aceasta îi face mai puternici ca fierul, înțelegerea aceasta îi ajută mai mult ca bogăția, înțelegerea aceasta îi ridică la cea mai înaltă strălucire. Înțelegerea aceasta le pricinuiește cu un belșulgare mare și bunăvoința cea de la Dumnezeu. Să nu sucutim, deci, vă rog, ceva mai de ca înțelegerea aceasta, să facem totul să ne străduim cât putem ca să fie liniște și pace în casele noastre. Oricât de mult s-ar iubi cei doi soți și cu cât s-ar apropia relația dintre cei doi de ideal, simt nevoia înveșnicirii iubirii lor, dorința de a o transmite și mai departe, ca de altfel în întregul exemplu al vieții și dragostei lor copiilor. De fapt, prin intermediul acestora, ei se află într-un dialog profund, mai înalt decât cel stabilit prin cuvânt cu generația care îi aparțin și cu lumea și generațiile ce vor urma, pentru că, prin intermediul copiilor ei propun lumii idealuri lor de viață și caută să o influențeze și să o schimbe prin intermediul acestora, iar aceasta pentru veșnicie. Copiii sunt datoria și semnul respectului și a responsabilității părinților față de Dumnezeu, de neam și față de lume și în același timp moștenirea cea mai înaltă față de aceștia.